Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a seriei De ce vor să-i votăm, episodul Natalia Morari, una dintre cele mai controversate personaje de pe scena politică și mediatică din Republica Moldova. Natalia Morari s-a remarcat atât prin o serie de aventuri din viața personală, dar și pentru aventurile de pe scena politică din Republica Moldova, fără a dori să lansăm opinii nepotrivite. Trebuie doar să menționăm faptul că Natalia Morari s-a transformat dintre una dintre cele mai importante apărătoare și promotoare ale democrației într-o aprică contestatară a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Provenită dintr-un mediu democratic prin excelență, acel al presei, Natalia Morari a jucat un rol important în Revoluția Twitter din 2009, devenind treptat o celebritate chiar la nivel regional. Dar totuși, în urmă cu câțiva ani, cariera s-a dat și viața personală, a cunoscut o serie de transformări dramatice, devenind, după cum spuneam, din apărător al democrației, într-una din promotoarele intereselor oligarhice în Republica Moldova, datorită relației avute cu unul din oligarhii fugari, și anume domnul Platon, care este și tatăl copilului lui. Natalia Morar naște, desigur, o serie de semne de întrebare atunci când ne referim la interesele sale legitime. De la afaceri cu criptomonede și contestarea chiar a rolului jucat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, Natalia Morari este un personaj care ar merita poate chiar și un serial pe Netflix. Angela, ca de obicei, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești alături de mine și pentru expertiza ta. Ce putem vorbi despre doamna Natalia Morari? Să știu atât de multe și totuși atât de puține despre adevăratele sale intenții. Mulțumesc mult, Mihai, că iarăși avem această discuție despre candidați. Cred că este foarte important să răspundem celor care ne urmăresc și la ce ne uităm noi, nu neapărat doar la ceea ce vor să ne sugereze acești candidați. Mulțumesc foarte mult pentru că ai început cu acest element de contestare a integrării europene, a însuși procesului de integrare europeană. Pentru că Natalia Morari a luat mai multe premii de-a lungul carierei sale jurnalistice și unul dintre acestea a fost premiul oferit de Forumul Societății Civile al Parteneriatului Estic. Practic este un premiu european. Și știu acest lucru pentru că noi am primit practic premiile în aceeași perioadă, în cadrul acelui eveniment. Este vorba despre Asamblea Generală a Forumului Parteneriatului Estic, care a avut loc la Tbilisi în decembrie 2018, atunci când asociația noastră fusese votată pentru cel mai bun proiect implementat în acel an. Iar Natalia Morari a luat atunci premiul pentru, cum să spun eu, cel mai bun activist civic sau ceva de genul acesta în cadrul acelui eveniment. De-a lungul timpului, și TV8, dar și Natalia Morari, prin proiectele pe care le-a implementat, a primit mai multă finanțare de la instituțiile europene, iar acum, într-adevăr, vine să conteste toate acele beneficii de care s-a bucurat ea însăși, prin intermediul acelor proiecte implementate sau susținute de către ea. Și lucrul acesta nu mi se pare neapărat corect, pentru că ea dă vina exclusiv pe Uniunea Europeană și pe atitudinea pe care au avut-o instituțiile europene față de Republica Moldova și deja neagă practic toate acele efecte benefice prin discursurile pe care le susține. Natalia Morari va boicota referendumul pentru integrare europeană, practic este în opoziție cu acest parcurs european al Republicii Moldova și vine cu o nouă
găselniță, dacă putem să-i spunem așa, pentru că nu e chiar nouă, e nouă pentru ea, pentru că nu a avut un asemenea discurs anterior, vine cu această găselniță că noi ne putem dezvolta singuri, nu e neapărat nevoie să fim asistați social de către partenerii, de către partenerii externi. Și se uită la modele de dezvoltare economică din Singapore, din Coreea de Sud, din Irlanda de Nord. Bine, nu toate statele pe care le-a menționat ea în ieșirile sale în campania electorală respectă drepturile omului, dar asta este un alt subiect de discuție, pentru că femeia candidata Natalia Morari încearcă să vândă un model de minune economică pe care am putea să îl implementăm în Republica Moldova, dar nu ține cont de anumite realități contextuale și nu ține cont de spațiul geopolitic, geografic în care Republica Moldova se dezvoltă și cine sunt statele vecine, aici mă refer la Ucraina, care este atacată de către Federația Rusă, de apropierea aceasta a Federației Ruse de Republica Moldova și prezența Federației Ruse prin trupele militare pe teritoriul Republicii Moldova. M-am uitat un pic și la dezbaterile electorale la care aceasta a încercat să participe. A insistat foarte mult cu acel plan economic al ei de dezvoltare a Republicii Moldova. Nu prea a discutat despre politica externă a țării, doar am spus că s-a referit la faptul că Republica Moldova ar trebui să se dezvolte de sine stătător, fără să accepte intervenția organizațiilor internaționale. De foarte multe ori s-a referit la Fondul Monetar Internațional, la organizație financiare, de fapt, și a spus că, a declarat că dacă aceste organizații financiare nu ar interveni și nu ar impune Republicii Moldova anumite reguli, proceduri, atunci Republica Moldova ar avea toate oportunitățile să se dezvolte singură. Are foarte multe referințe la chestiuni financiare, că Banca Națională ar trebui să crediteze anumite proiecte în interior, că Banca Națională dispune de foarte mulți bani care nu sunt utilizați în interesul cetățenilor Republicii Moldova, că Banca Națională ține prea în frâu politica monetară. Deci sunt foarte multe referințe de acest gen. Și am mai scos eu câteva detalii din platforma ei electorală, care mă duce cu gândul la faptul că ea se adresează unui electorat foarte bine definit. Pe de o parte, este vorba despre antreprenori prin acel program electoral, dar pe de altă parte, se adresează pensionarilor. Ea vorbește foarte mult cu pensionarii din acele intervenții pe care le-am văzut și pe canalul său. Este foarte familiară cu ei, în sensul că îi îmbrățișează, îi cuprinde, intră în familiarisme care nu ar trebui să fie neapărat expuse pe rețelele sociale, dar ea o face cu vârf și îndesat, vorbește foarte mult despre faptul că foarte mulți antreprenori s-au retras din Republica Moldova din cauza autorităților guvernamentale, omițând să spună că o parte dintre ei au evaluat riscuri militare și de securitate din cauza agresiunii ruse, pentru că antreprenorii sau oamenii de afaceri au alte raționamente atunci când decid plecarea, nu neapărat relația cu autoritatea guvernamentală, care este până la urmă se află temporar în fruntea statului. Și mai e un detaliu pe care aș vrea să-l aduc aici în discuție, și anume faptul că ea a spus, pentru mine a fost foarte clar, nu știu dacă pentru ceilalți, dar mie mi s-a părut că în sugestiile ei ea a spus foarte clar că se pregătește pentru alegerile parlamentare și, de fapt, acolo este miza cea mare pentru ea, să creeze un partid politic
și cu acest partid politic să obțină acea fracțiune parlamentară care îi va permite să acceadă în Parlament, adică să depășească pragul de 5%. Nu vreau să ne referim foarte mult la scandal, dar într-adevăr a fost grosolan modul în care s-a adresat jurnaliștilor atunci când a ajuns în studioul TV8. Și nu a ținut cont de regulile și procedurile stabilite de către televiziunile care au invitat-o la aceste dezbateri electorale. Și mi se pare că aici e vorba despre pregătirea ei profesională, cea de sociolog, în care știe cum să manipuleze foarte fin publicul ca să devină din nou credibilă sau să revină în atenția acestuia. Da, vreau să menționez că în această campanie electorală au avut loc foarte puține dezbateri, chiar dacă doamna președintă Maia Sandu nu a participat, este o alegere, desigur, din punct de vedere al strategiei electorale. Totodată și timpul foarte multor televiziuni a fost ignorat de către și pur și simplu irosit de către Candidați. de către contracandidații și vreau doar să spun, nu vreau să dau exemplu chiar emisiunii ale postului TVR Moldova nu au fost onorate, invitațiile nu au fost onorate și nici măcar nu au trimis reprezentanți de către, inclusiv de către Natalia Morar, au mai fost și alte cazuri, dar în cazul în care nu ar fi primit această invitație, cu siguranță ar fi fost un scandal și eventual organizate proteste față de decizia de a nu fi invitați. Ar fi de bun augur ca legislația electorală să prevadă obligativitatea participării poate la astfel de manifestări sau în cazul în care nu doresc să se anunțe din timp pentru a nu irosi resursele financiare ale unor posturi de televiziune sau care sunt totuși nu, nu sunt care sunt totuși puse sub o presiune economică destul de mare, totuși sunt eu vorbim de ore în primă, vorbim de ore în de ore de maximă audiență și chiar este o problemă economică și chiar ar fi poate de bun augur să se identifice posibilitățile legislative pentru a nu mai permite repetarea unor astfel de situații. Este vorba de o lipsă de respect profund atât față de electorat cât și față de jurnaliști. Doamna Natalia Morar s-a remarcat prin modul abraziv în care a discutat. Chiar am urmărit mai multe intervenții ale domniei sale, inclusiv ceea ce ai spus tu la TV8 și este chiar interesant să vezi cum din personaje extrem de apropiate, să nu uităm că Natalia Morari era una din preferatele elitei politice pro-europene de la Chișinău, cum s-a transformat într-o contestatară a ceea ce înseamnă a ceea ce înseamnă integrarea europeană a Republicii Moldova și este amuzant și cum de pe paginile de Facebook ale foarte multor liderii actuali au dispărut pozele în care își petreceau vacanțele împreună sau petreceau la un cunoscut restaurant din Chișinău care a fost în proprietatea doamnei Natalia Morari. Sunt sigur că după episodul Iurie Roșca, episodul Natalia Morari poate să fie trecut într-un capitol. După cum spuneam, consider că modul în care doamna Natalia Morari își face campanie o va ajuta pentru alegerile parlamentare? Eu cred că da, pentru că oamenilor le place spectacolul și ea și-a definit, așa cum am spus foarte bine, publicul țintă. Adică este un public foarte sensibil, un public care este oarecum și sentimental. Și vestimentația s-a schimbat și comportamentul s-a schimbat, adică
Știe foarte bine să identifice acele corde sensibile și dacă te uiți pe platforma electorală, o să vezi că sunt foarte multe chestiuni sociale care să contribuie la îndoctrinarea acestui public care e mai vulnerabil din punct de vedere al politicilor sociale. Mai este o chestie pe care am observat acea inițiativă de creditare a tinerilor ca să poată să își achiziționeze locuințe cu credite sub 1%, ceva de genul acesta, credite ipotecare sub 1%. Dar nu cred că a convins prea mult tinerii să o susțină. Deci mai degrabă publicul său țintă sunt într-adevăr pensionarii și oamenii de afaceri, dar aici la oamenii de afaceri ea susține că deja știe persoane interesate să investească în Republica Moldova și eu chiar aș vrea să văd cine sunt acești investitori care ar putea să vină în viitorul apropiat în Republica Moldova, pentru că dacă ei consideră Republica Moldova ca un stat care are potențial economic, eu cred că aceștia vor ajunge aici indiferent de faptul că Natalia Morari va fi sau nu președintele Republicii Moldova. Da, desigur, și să nu uităm, chiar dacă riscul să mă repet, doamna Morari a avut și o relație destul de controversată, sau are o relație destul de controversată cu unul din oligarhii fugari, fără a dori să intrăm în viața intimă a dânsei. Totuși trebuie să înțelegem că acest tip de relații afectează, ne place, nu ne place, afectează profund încrederea publicului în politicieni. Rămâne de văzut dacă șansele dânsei pentru accederea în Parlamentul din Republicii Moldova sunt, cum să spune, se vor ridica la nivelul așteptărilor domniei sale. Angela, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul și expertiza ta și vedem și noi de ce vor să îi votăm. După cum am spus, viața doamnei Natalia Morari merită un propriul său serial pe Netflix. În această ordine de idei, vă mulțumim și vă așteptăm la următorul episod al acestei serii. Angela, îți mulțumesc!